Echipa de Polo Steaua București BA a pierdut într-un meci de mare angajament întâlnirea din Liga Campionilor cu Dinamo Moscova cu scorul de 11-14. Militarii au început bine întâlnirea și după primul sfert de oră conduceau cu 5-3. Avantajul s-a menținut până la jumătatea meciului, când Roșii Albaștri mai aveau un singur gol în plus, 6-5. Începând cu repriza a treia, cu o apărare avansată și mult mai agresivă, moscoviții au trecut la conducere și au încheiat runda în avantaj cu 2 goluri, 8-10. Steliștii au forțat pe final și au înscris goluri spectaculoase, dar nu au mai reușit să egaleze, pierzând în cele din urmă la 3 goluri diferență. Antrenorul Andrei Iosep era conștient de valoarea adversarului, dar a fost mulțumit de jocul practicat de elevii săi. Mi-a plăcut faptul că a luptat până la capăt împotriva unei echipe foarte, foarte puternice, toți peste 1,95 m și înotători, mă rog, de ce mai bun înotători. Deci am vorbit chiar cu antrenorul lor înainte, spunea că numărul 10 ar putea să meargă la Olimpiada dacă nu prinde Olimpiada de Polo, prinde pe cea de not, cu siguranță. Steaua va disputa următorul meci în Liga Campionilor LEN, în deplasare la Belgrad cu Steaua Roșie.